În goana după bani și carieră, cei mai mulți părinți au uitat că micuții lor au nevoie de ei mai mult decât de orice se poate cumpăra cu bani. Obosiți după prea multe ore de lucru, părinții au și uitat cum să se joace cu copiilor. Un centru din Ploiești făcut special pentru copii și părinți le vine în ajutor prin tot felul de ateliere menite să-i apropie. Ideea a pornit încă de când eram însărcinată. Mai exact pe vremea aceea îmi doream foarte mult să mă pregătesc pentru naștere, pentru alăptare și pentru ce va urma. Știam că meseria de părinte este cea mai grea meserie și vroiam să știu cât mai multe și să mă pregătesc cât mai bine. Din păcate, nu exista la noi în oraș niciun centru unde mă puteam informa și am fost nevoită să apelez la diverse centre din București și din afara țării. Cam atunci a pornit ideea de a le oferi părinților din orașul nostru un centru unde se pot pregăti, informa viitoarelor mămici, părinților, bineînțeles și copilașilor, să le oferim cât mai multe informații și un loc unde se pot simți și se pot apropia de părinți. Atelierele de gătit, bineînțeles, gătim împreună cu ei, gătim sănătos. Atelierul este susținut de un tehnician nutriționist. Decorăm diverse farfuriuțe cu alimente sănătoase, bineînțeles. La atelierele de joacă suntem creativi, inventăm tot felul de lucruri pe care copiii le cunosc, dar încercăm să îi facem să devină din ce în ce mai creativi. Umplem șosețele cu orez și pictăm cu ele. Diverse lucruri interesante pentru ei. Noi am vizitat centrul în timpul unei petreceri în pijamale, unde copiii s-au distrat foarte bine, iar părinții au descoperit că poți face un foc de tabără cu ajutorul unei instalații de pom și că poți lua stelele de pe cer dintr-un cuier. Și ce a făcut Trică când s-a dus în grădină? A pus un cort și toate steluțele au venit deasupra lui și l-au luminat. Hai să luminăm și noi cortul cu steluțe, da? E extrem, e vital pentru copil să simtă că părintele intră acolo în lumea lui și se joacă. Practic cu copilașii atât de mici, așa ne înțelegem, doar prin joacă, nu? Da, prin joacă și conectare, cât mai multă conectare, să simtă că sunt acolo în lumea lor. Faptul că mă apropie pe mine, am impresia că îl ajută foarte mult pe el să-și dezvolte creativitatea, pentru că aici face tot ce vrea, poate să murdărească cât vrea, poate să măzgălească ce vrea și nu zice nimeni nimic. Sunt extrem de importante că ne jucăm împreună, lucru care acasă nu le facem, fie că nu știm, fie că n-avem timp. La ce ați participat în atelier? Wow, au fost multe. Cei trei purceluși am pus murăturii la lipurici, am făcut acvarii, o grămadă, le-am pe toate acasă, în dormitor, afișate, am sertarul cu lucrări. Aveți timp pentru copil atât cât v-ați dorit? Nu prea, nu prea. Tocmai de-aia și venim aici, ca să ne jucăm împreună mult și să învățăm. Centrul îi ajută pe părinți prin diverse seminarii tematice și înainte să li se nască copilașul, dar și imediat după. Cred că este foarte important să ne pregătim dinainte pentru ce urmează, pentru naștere, pentru alăptare. Pot să zic că este un moment destul de, nu știu dacă pot să zic dificil, dar o schimbare majoră în familie atunci când apare un bebeluș. Părerile sunt împărțite, informațiile din diverse surse sunt diferite, ne pot bulversa, e foarte posibil să nu mai știm ce este corect și ce nu este corect. De aceea, cel mai bine este să ne pregătim dinainte, să participăm la un curs de pregătire pentru naștere, la un curs de pregătire în alăptare. Totul pare foarte simplu, însă în momentele acelea am avut foarte multe cazuri în care mămicile sunt debusolate, nu știu pe ce cale să o apuce, dacă e bine să alăpteze, dacă totuși să-i dea biberonul, dacă are suficient lapte sau nu are suficient lapte. Toate lucrurile acestea e bine să le discute înainte cu cineva care este în măsură să îi răspundă și să o pregătească pentru ce va fi,
să recunoască micile semne atunci când, când este momentul. Închiriem și pompe electrice pentru, pentru alăptat. Însă și aici pot să vă spun că cazurile sunt destul de dificile, în sensul că multe mame au senzația că au nevoie de o pompă, dar de fapt nu este așa, ba din contră. Și atunci consilierul în alăptare le sfătuiește și le ajută spunându-le ce le trebuie într-adevăr, nu pompa. Pompa este foarte bună, este adevărat, dar trebuie folosită atunci când chiar este nevoie de o pompă. Când lactația este prea mică, de exemplu, nu când lactația este prea mare. Deocamdată, centrul nu este o afacere pe profit. Chiar dacă atelierele costă între 35 și 40 de lei de copil, cheltuielile sunt mari. Părinții sunt însă din ce în ce mai interesați de astfel de activități, fapt ce creează premisele pentru o afacere de succes. Consilierii locali din Ploiești vor avea de votat într-o ședință următoare majorarea tarifului la apă potabilă cu 8,5%. Potrivit Regiei Autonome de Servicii Publice, această majorare se impune pentru că volumul de apă consumată de către ploieșteni a scăzut cu peste 7,5% față de previziunile din contractul inițial de concesiune a Serviciului de Alimentare cu Apa a orașului. Dacă proiectul va fi aprobat de către consilieri, un metru cub de apă potabilă va ajunge la prețul de 0,55 de lei, iar un metru cub de apă pentru canalizare va costa 0,25 de lei. Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești va primi toți banii pe care trebuie să-i recupereze până la finalul acestui an. Este promisiunea ministrului educației Remus Pricopie, care a participat recent la sărbătorirea a 65 de ani de la înființarea Universității din Ploiești. Ca și alte instituții similare din țară, și UPG așteaptă sume restante de la Ministerul Educației, cu atât mai mult cu cât conducerea a cheltuit din fonduri proprii 4,5 milioane de lei pentru finanțarea unor proiecte pe fonduri structurale. Anul acesta avem o finanțare mai mare decât anul trecut, iar pentru anul viitor deja am făcut o solicitare. Evident că deocamdată nu s-a aprobat bugetul pentru 2014, dar vorbim de cifre mai mari. Aceasta este prima componentă, finanțarea de bază, care acoperă zona de activitate didactică. Nu vorbim de investiții. Legat de investiții, am finanțat de-a lungul timpului proiectele universităților prin alocații bugetare. Investițiile însă nu toate se fac din alocațiile bugetale, unele sunt din surse proprii. Iar principala sursă de venituri pentru universitate o reprezintă în principal taxele studenților. La Ministerul Educației, iar acest lucru poate fi documentat, am făcut toate eforturile să ajutăm universitățile și în vederea deblocării banilor în fondurile structurale. Pentru că în perioada 2011-2012 universitățile au finanțat din fondurile proprii activitățile pe fonduri structurale. Vorbim de peste jumătate de miliard de euro, bani care s-au întors pe componenta fonduri structurale în ultimul an. Și evident că și universitățile au reușit să-și recupereze banii. În această toamnă, universitatea s-a confruntat cu o situație de criză, având în vedere că peste 1000 de studenți nu și-au mai putut plăti taxele școlare și au fost exmatriculați. Acest fapt a dus la situația în care profesorii nu și-au mai putut lua salariile. Primăria Sinaia se grăbește să redeschidă circulației străzile din oraș înainte de venirea iernii. Și cum vremea bună ține cu autoritățile, la începutul săptămânii s-a redeschis strada Octavian Goga. Acum se lucrează în continuare pe bulevardul principal Carol I, pe tronsonul de la sensul giratoriu de lângă strada Aosta până la intrarea în parcul Dimitrie Ghica. Pe acest tronson, timp de o lună, circulația rutieră va fi blocată. Lucrările fac parte din proiectul de reabilitare a infrastructurii publice urbane din Sinaia, proiect finanțat din fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro. În acest proiect intră infrastructura urbană din zona centrală a orașului, respectiv Bulevardul Republicii, Bulevardul Carol I și Bulevardul Ferdinand, precum și străzile laterale care ies în aceste bulevarde. Pentru tranzitarea orașului Sinaia se recomandă în continuare centura orașului pe DN1.
După ce Rusia a declarat în această toamnă embargoul vinurilor moldovenești, vecinii de peste Prut au început să se orienteze și spre alte țări pentru a-și exporta vinurile. Oficialii români au luat imediat atitudine în acest scandal și au promovat consumul de vin moldovenesc în România. Pe de altă parte, inclusiv moldovenii au început o campanie de promovare a vinurilor lor în țara noastră. La Ploiești, Liga Studenților Basarabeni din Universitatea de Petrol și Gaze a organizat o degustare de vinuri în interiorul halelor centrale. Suntem primii care facem asta și după noi urmează să facă și restul ligilor care sunt în toată România, din toate orașele, sunt 14 la număr. Și noi suntem ca primul pas și după asta urmează un lanț și sperăm că o să ajungem la rezultatul dorit. Cum ați organizat? Ați vorbit cu producători din Republica Moldova, v-au trimis vinurile lor? Cum ați reușit? Da, am trimis niște scrisori la producători din Republica Moldova, ne-au răspuns cei care au crame aici în Ploiești, și anume purcari. Ei ne-au ajutat, ne-au trimis niște sticle de vin, care le vedeți și acolo pe masă. Mai puțin, dar ne descurcăm și așa. E o expoziție cu vânzare? Nu e cu vânzare, e doar o degustare și promovare de vinuri în Republica Moldova. Și dacă vreau să cumpăr vinurile astea, unde le găsesc? Deci o parte din vinuri care le găsiți acolo pe masă se vând și în magazine aici în Prahova. O parte nu le găsiți, dar urmează după asta, după ce terminăm evenimentul, facem un sondaj, le transmitem la producătorii de vin sondajul nostru și prin urmare poate obținem aceste produse pe piața din România. Crezi că piața din România este suficient de mare încât să facă loc și vinurilor din Republica Moldova, având în vedere că România este și un exportator important de vin, inclusiv în China? Cred că da, oricum, pentru că vinurile din Republica Moldova sunt recunoscute practic în toată lumea și sunt oamenii iubesc vinul Republica Moldova. Este un vin de calitate, singur știu că sunt de acolo. Ploieștenii au fost încântați de eveniment și fie că au degustat vin alb sau roșu, sec sau dulce, au declarat că vinul moldovenesc este bun. Rusia bea vin din Moldova de sute de ani și o să li se facă dor de el și o să redeschide piața, să vedeți. E o chestie politică, probabil? De moment. A fost gustos și aromat. Ce ați degustat, alb sau roșu? Roșu semidulce. Dar a fost bun. Se compară cu vinul românesc? Cred că da. Nu știu că nu sunt băutoare, dar cred că da. Dacă îl vom promova pe piața românească, credeți că are un atum în plus? Aibă vânzare destul de mare. Poate concura cu vinul românesc? Da, și cu altele din alte țări care sunt mai departate decât noi și care e mai bun acesta decât celelalte. Anul acesta, peste 24,8 milioane de litri din producția de băuturi alcoolice au fost importate din Republica Moldova în Rusia, iar aproximativ 29.000 de litri din acesta nu corespunde criteriilor de securitate ale serviciului rus pentru protecția consumatorului. Este foarte important să ai o ținută îngrijită în momentul în care te duci la un interviu. În plus, trebuie să te îmbraci potrivit locului de muncă pe care ți-l dorești. Nu lua cele mai scumpe haine și bijuterii pe care le ai în casă la interviul pentru un post de secretar. Chiar dacă te duci pentru un post de conducere, și atunci încearcă să fii rezervat. Îmbracă-te curat, cu haine de bună calitate, dar fără accesorii care îi pot spune angajatorului, doar haina este de tine. Mă duc să mă angajez pe un post de birou, e drept, dar de execuție nu pot să fac us de asemenea îmbrăcăminte. Trebuie să fiu un om, nu cere nimeni o totală modestie în sensul că îmi pun văl negru și așa trebuie să fiu, ci sunt modest. Și toată lumea mi acordă creditul că uite ce modest este și sigur voi câștiga. Nu, dar în momentul în care te duci în fața unui angajator într-o asemenea ținută, ai un dispreț total pentru munca pentru care te duci, pentru că dacă nu neapărat ca valoare financiară, poate posibilitățile tale, dar ce apreciere poți avea în fața cuiva sau cine te poate aprecia dacă ești preocupat de ținută foarte mult, mă întreb, crede cineva că ești preocupat și de ca să afli ce activități vrei să faci, ce presupune postul respectiv? Cred că este o
plimbare de dragul de a fi făcută sau o prezentare la interviu ca să zici am făcut-o și pe asta, nu m-au acceptat, dar nu-ți pui problema cum m-am dus la interviu și poate acesta să fie motivul. Mai mult, este foarte important ca intervievatorul să vadă că ai acordat mare atenție acestui moment și nu te duce încărcat de cumpărături în biroul lui. Cred că era mai oportun să dea un telefon și să spună că întârzie sau să solicite o reprogramare. Asta înseamnă cât de mult te interesează, adică nu te interesează deloc postul respectiv, pentru că prioritatea ta n-a fost pregătirea și prezentarea la interviu, prioritatea ta au fost celelalte nevoi personale sau familiale sau care au fost, de orice natură au fost, și pe acelea le-ai rezolvat, iar printre celelalte te duci și la interviu. Spune foarte mult despre cel care vrea să... Dacă nu puteți reprograma interviul, iar nevoia de a face unele cumpărături era presantă, lăsați bagajele fie în mașină, fie rugați secretara să vi le țină în biroul ei.